Vă întrebați ce mai fac parlamentarii români în afară de a vota cererile DNA de a le aresta colegii? Ei bine, am o veste bună. Parlamentarii români muncesc din greu. Da, da, nu-și mai văd capul de treabă, votând legi importante pentru națiune, cum ar fi cea pe care au dezbătut-o săptămâna trecută, numită Legea Tăcerii. Senatorul liberal Cristian Bodea a inițiat proiectul supărat, fiindcă Parlamentul a ajuns, în opinia sa, un fel de anexă a executivului. Prin urmare, le-a propus colegilor săi, în glumă, să recunoască rolul simplificat al Parlamentului și să admită că prim-ministrul este statul, indubitabil. Ministrul știe mai bine, prim-ministrul cel mai bine. Ministrul este mai presus de parlamentar, mult mai sus. Parlamentarul are dreptul să ridice mâna și dreptul să tacă. E, hai mă că e bine, s-au rezolvat problemele esențiale, s-a votat tot ce era de votat în țara asta, iar acum bieților senatori nu le-a mai rămas decât să facă legi amuzante, ironice. Ați râs la asta? Nu? E, așa suntem noi, alegătorii, mă, mai prostuți. Nu putem pricepe umorul fin al senatorilor. Noi râdem doar dacă ne arăți o sticlă cu ulei, o pungă de făină, din astea. Ei însă, spirite superioare, se distrează mai rafinat, făcând miștouri pe banii noștri. Totuși, unii aleși au spus că inițiativa este un pamflet politic și trebuie tratat ca atare. Pamflet, pamflet, nene, dar ați văzut cine se amuza de mama focului în plenul senatului? Ia să ne mai uităm puțin pe imagini. He, știți cine-i domnul senator atât de vesel? Tudor Chiuariu, da, da, Tudor Chiuariu, fost ministru al justiției, condamnat penal definitiv. Și, desigur, în continuare, senator în Senatul României. Ce-i mai plac lui pamfletele astea politice? Ce amuzantă i s-o fi părând viața de parlamentar după o condamnare definitivă, nu? De fapt, ăsta e adevăratul pamflet, fraților. Sunt pline pușcăriile de parlamentari corupți și se vor mai umple, în timp ce în Parlament stau la căldurică tot niște penali și fac legi la mișto. Hai bă că zilele astea iese și Nea Gigi de la răcoare, poate continuă pamfletul și îl reprimesc în marele, noul și frumosul PNL, că doar au nevoie de oameni capabili ca de aer.